Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și să fie Iisus Hristos. Suntem din nou în fața Domnului pentru a primi învățătură și pentru a primi putere pentru săptămâna care vine. Cu această duminică se încheie prima parte a anului liturgic, pentru că de miercuri viitoare începe postul mare. Și în această duminică, prin prisma Evangheliei, suntem îndemnați la o viață autentică, adevărată. Iisus ne oferă trei asemănări: călăuza oarbă, paiul din ochi și pomul care trebuie să aducă roade bune. Cerem ajutor de la Domnul pentru ca viața noastră, într-adevăr, să fie o viață creștină adevărată, care se călăuzește după principiile Evangheliei. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Purulea Fecioară, pe Îngerii și Sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Te laudăm, te binecuvântăm, te adorăm.
amărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Biserica ta să cunoască bucuria de a te sluji în liniște, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Pe nimeni înainte de a-l fi auzit vorbind. Citire din cartea lui Ben Sira. Când se scutură sita, rămâne mizeria. Tot așa, defectele omului ies la iveală în discursul lui. Vasele olarului, cuptorul le încearcă, iar încercarea omului este în conversația lui. Rodul pomului arată îngrijorarea lui și îngrijirea. Tot așa, cuvântul revelează gândirea inimii omului. Înainte de discurs, nu-l lăuda pe om. Aceasta este încercarea oamenilor. Cuvântul Domnului. Cât de frumos este să lăudăm pe Domnul. Să lăudăm pe Domnul, să cântăm.
cântăm numele Tău prea înalte, să facem cunoscută de dimineață îndurarea Ta și noaptea fidelitatea Ta. Va crește ca un cedru din Liban. Cei plantați în casa Domnului vor înflori în curțile Dumnezeului nostru. Își păstrează seva și prospeții mea, ca să facă cunoscut că Domnul stânca mea este drept, în El nu este nedreptate. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, când ființa aceasta, supusă putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire și ființa aceasta muritoare se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul scris. Moartea a fost înghițită de victorie. Unde este moartea, victoria ta? Unde este moartea, ghimpele tău? Ghimpele morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Însă, mulțumire fie lui Dumnezeu, care ne dă victoria prin Domnul nostru Iisus Hristos. Așa încât, frații mei iubiți, fiți tari, neclintiți, prisosind întotdeauna în lucrarea Domnului, știind că munca voastră nu este zadarnică în Domnul, cuvântul Domnului. Discipolul nu este superior învățătorului, dar orice discipol instruit va fi la fel ca învățătorul său. De ce așadar vezi paiul din ochiul fratelui tău, însă nu iei în seamă bârna din ochiul tău? Cum poți să-i spui fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, atunci când nu vezi bârna din ochiul tău? Ipocritule! Scoate mai întâi bârna din ochiul tău
și atunci vei vedea limpede să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Căci nu este niciun pom bun care să facă fructe rele și iarăși niciun pom rău care să facă fructe bune. Pentru că orice pom se cunoaște după fructele proprii. Doar nu se culeg smochine din spini și nici struguri din mărăcini. Omul bun scoate binele din tezaurul bun al inimii sale, iar cel rău scoate răul din tezaurul rău al inimii sale. Căci gura lui vorbește din prisosul inimii. Cuvântul Domnului. Preasfințite, preacucernici, părinți, concelebranți, stimați seminariști, dragi credincioși, lăudați să fie Iisus Hristos! Textul Evangheliei din această duminică, a 8-a de peste an, este în continuare a celui din duminica trecută, din Evanghelia după Sfântul Luca. Aș dori să vă întreb, și fiecare poate să răspundă, dacă dorește. Au voie oamenii, dar în special creștinii, să judece? Sau cum judecă creștinii? Avem în textul propus la Evanghelie ceva poate mai greu de digerat, de asimilat. Probabil un fragment ce ne pregătește pentru perioada care urmează, cea a Apostolului Mare. Este un text care poate să ne facă să creștem spiritual, să creștem în Harul lui Dumnezeu, așa cum avem nevoie și așa cum se așteaptă de la noi creștinii să o facem. Dar de multe ori și acest cuvânt har devine o expresie cu care, să fim sinceri, ne jucăm. Îl considerăm ca fiind ceva care acoperă, cu care ne învelim și spunem că Harul lui Dumnezeu rezolvă. Ce este sub, cum este acolo, cum arătăm noi în interior, nu mai discutăm și ne acoperim cu acest har și mergem înainte, crezând că este bine. Spunem noi, așa e pe pământ, este greu, fiecare are probleme și atunci punem înainte Harul Domnului. Însă să nu ne trezim că luăm haina Harului, iar sub această haină să nu mai știm ce este și ce se întâmplă. Cine suntem noi cu adevărat? Ce valori morale trăim? Textul din Sfântul Luca ne prezintă figura omului cu ajutorul celor trei metafore. Metafora pomului, a inimii și a casei. În text se vorbește despre pomul bun, care produce roade bune. Un măr nu depune efort să facă mere, ci rodește mere pentru că este măr. Asta este natura sa. La fel și omul se comportă după natura sa. Ne vom da seama dacă am înțeles discursul milostivirii lui Dumnezeu doar prin roadele pe care le aducem. Aceste roade este de preferat să fie bune, adică roadele Duhului Sfânt. Iubirea, bunătatea, blândețea, stăpânirea de sine și bunăvoința. Produc eu aceste roade? Dacă răspunsul este afirmativ, înseamnă, dragi credincioși, că suntem un pom bun în grădina Domnului. Apoi, legat de simbolul inimii, problema constă în a avea o comoară prețioasă în inimă, un tezaur. Originea binelui și a răului nu se află în lucruri, ci se află în inimă. Inima bună produce roade bune, inima rea produce răul. Ce lucru păstrez în inima mea, în tezaurul inimii mele? Și ce ar mai trebui să adaug? Chiar tot ce am în inimă este necesar pentru a trăi o viață adevărată alături de Dumnezeu?
Apoi casa, într-un final, simbolizează relațiile noastre. De fapt, cuvântul milă este în raport direct cu omul, care este pomul și care produce fructe în inima și în casa sa. Trăim într-o lume, dragi credincioși, în care oamenii se izolează, se închid în ei înșiși și nu le place să vorbească despre viața lor personală și mai ales nu le place când altcineva se amestecă în viața lor. Și atunci spun, vezi de treaba ta, nu m-am legat de tine, să nu te legi nici tu de mine. Aceasta este viața unui creștin? Să aibă libertatea să facă ceea ce vrea, dar nimeni să nu-l întrebe de viața lui și mai ales nimeni să nu-l judece. Și cred că aici fiecare poate să dea un răspuns în dreptul său. Ne arătăm foarte disponibil și deschiși atunci când este vorba de a-i judeca pe ceilalți. Atunci când este vorba de faptele, de cuvintele, de comportamentul celor din jurul nostru, condamnăm fără să avem frică că poate nu ne vin cuvintele potrivite pe limbă sau ne este teamă să vorbim în public. Nu. Atunci dispar toate acestea. Când este vorba de ceilalți, suntem cei mai buni în a-i critica și a-i condamna. Considerăm că ceea ce credem noi este adevăratul bine. Însă, să stăm și ne gândim. Noi suntem perfecți? Chiar nu greșim deloc? Dragi credincioși, legea noastră după care trăim este cea a fiilor. Este o lege a libertății și a iubirii. Pentru că primind iubirea mamei și a tatălui, știm să iubim pe alții așa cum sunt și ei iubiți. Aceasta este singura lege. Și cine își iubește aproapele, împlinește întreaga lege. Aceasta este legea libertății și a iubirii. Cel ce nu a dăruit milă, nu va avea parte de milă. Căci judecata nu o face Dumnezeu, ci o facem noi. În viața concretă, în raportul nostru cu aproapele, cu cel de lângă noi. Dacă îl judec pe aproapele meu, eu îl judec și îl condamn pe Dumnezeu care îl iubește pe fratele meu așa cum mă iubește și pe mine. Dacă judec, eu refuz iubirea Domnului, deci îl refuz pe Dumnezeu. Singurul păcat este a nu-L iubi, a-L judeca și condamna pe aproapele. Și când spunem aproapele, ne referim la cel care greșește. În ce relații ne aflăm acum, în acest moment, cu aproapele nostru, cu cei din familia noastră, cu vecinii, cu colegii de muncă, cu colegii de școală sau de facultate? Noi avem impresia, poate eronată, că întotdeauna celălalt greșește, iar noi ne comportăm exemplar. Dar întotdeauna mila trebuie să învingă și să primeze în procesul de judecare a semenilor. Dacă nu suntem pe calea iertării și a milei, putem constata, din păcate, o pierdere a identității noastre, adică cea de fii ai lui Dumnezeu. Nu este suficient să cunoaștem aceasta, ci trebuie să o punem în practică. Însă în practică noi condamnăm. Dar Domnul Iisus Hristos astăzi ne întreabă: de ce privești din lapaiul din ochiul aproapelui și nu vezi bârna din ochiul tău? Dacă eu îl condamn pe aproapele care are un pai în ochiul său, dacă eu judec greșeala celuilalt, să fiu atent că poate am o bârnă în ochiul meu care mă face să nu văd cu claritate, chiar mă face să orbesc. Astfel sunt contrarul lui Dumnezeu. Mă opun lui Dumnezeu care nu judecă, dar iartă. Și aici putem să ne gândim la episodul lui Iisus cu femeia păcătoasă. Nu te-a condamnat nimeni? Nu, Doamne, nici eu nu te condamn.
Iisus Hristos observa aceste atitudini ale conaționalilor săi, care erau foarte atenți la ceea ce făceau ceilalți, însă le atrage atenția asupra folosirii corecte, din punct de vedere spiritual, a două dintre cele mai nobile calități de care dispun, că vorbirea și vederea. Despre vedere, Iisus spune: de ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, însă nu iei în seamă bârna din ochiul tău? Iar despre vorbire spune: gura vorbește din plinătatea inimii. Dacă încercăm, dar să știți că nu este neapărat necesar, să ne introducem o bârnă în ochi, vă spun sigur că ne rănim. Chiar putem să orbim. Dar transpunând la nivelul uman și spiritual, cel care judecă își provoacă răul. Un om care se preocupă mereu de paiul din ochiul celui de lângă el este un orb și nu se comportă ca un fiu al lui Dumnezeu. Astfel nu este fratele nimănui, pierzându-și identitatea. Cum poate un om să trăiască cu o bârnă în ochi? Dragi credincioși, aceasta este cu adevărat moartea spirituală. Dacă doresc, și trebuie să dorim fiecare dintre noi, să scoatem bârna din ochiul nostru, să știți că mai avem mult de lucru. Este un proces care durează, însă trebuie să avem curaj și încredere că vom reuși în cele din urmă. Bârna aceasta este tocmai dorința de a-i corecta pe ceilalți, adică de a-i judeca și de a-i condamna. Iisus ne îndeamnă astăzi: nu fiți ipocriți. Aceste cuvinte ne invită la o analiză a propriei persoane, pentru a vedea cu adevărat ce ne caracterizează, ce îmi dă mie identitatea de creștin. Atunci când ajungem să ne cunoaștem propriile greșeli și defecte, dar când ni le acceptăm și ne propunem să îndepărtăm bârna din ochiul nostru, putem vedea cu claritate și abia atunci putem deveni călăuze pentru cei care încă sunt orbiți, fie de vreun pai, fie de vreo bârnă. Atunci îi vedem pe ceilalți așa cum sunt ei cu adevărat, dar îi vedem nu cu ochi răutăcioși, îi vedem cu iubire. Lăudați să fie Iisus Hristos! Să ne mărturisim credința: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tată, din care Tatăl s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Pontiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și a de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață,
Mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, Mântuitorul ne-a învățat să umblăm în lumină, uniți în ascultarea cuvântului dumnezeiesc și în oferirea jertfei sfinte, să-i cerem harul de a înțelege și de a trăi Evanghelia sa. Doamne Iisuse Hristoase, lumina lumii, dăruiește-le fiilor bisericii tale o dorință tot mai aprinsă de a te cunoaște și de a te urma. Te rugăm, ascultă-ne! Transformă-i pe toți păstorii bisericii în adevărați apostoli, plini de credință și de iubire. Ascultă-ne! Deschide mințile și inimile celor necredincioși ca să primească adevărul învățăturii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-ne să putem deosebi mereu adevărul de eroare, pentru a ajunge la sfințenia la care ne chem Tu. Te rugăm, ascultă-ne! Învață-ne ca după exemplul Preacuratei Fecioare Maria să păstrăm în inimă cuvintele Tale, să le merităm și să le urmăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru noi toți creștinii din România, pentru că ascultând de invitațiile neîncetate ale Papei Francisc, să respingem orice formă de diviziune și să ne facem promotori și martori ai comuniunii și ai păcii pentru a face autentică bucuria Evangheliei. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă-i pe toți credincioși și răposați să contemple strălucirea feței tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule prea milostiv, căile tale sunt adevăr și dreptate. Ajută-ne să urmăm învățătura Sfintei Evangheliei și să o propovăduim prin întreaga noastră viață, prin Hristos, Domnul nostru. Jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule, de la Tine primim ceea ce aducem în dar numelui Tău, iar Tu primești ofranda slujirii noastre ca faptă vrednică de răsplată. De aceea implorăm bunătatea Ta ca darul primit de la Tine, singura noastră avuție, să rodească pentru noi răsplata veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Domnului, Dumnezeului nostru.
vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, milostivindu-se de rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și, îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar învind din morți, ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
Misterul credinței. Și minunata lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața ta. Întoarce la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde rădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care vețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu dumneavoastră.
Dăruiți-vă pacea!
Crestul ascutarul mântuitor, implorăm, Doamne, îndurarea Ta, ca prin același sacrament prin care ne întărește în această viață trecătoare, să binevoiești să ne face părtași de viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să ne vergi harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru că noi care am cunoscut privestirea în cerul, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim doștim patima și crucea lui la slava Învierii, în același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrunește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Iubiți credincioși, și săptămâna aceasta avem Miercurea Cenușii, zi de post și de abstinență. Suntem chemați să postim mâncând doar o singură dată până la săturare și să ne abținem de la mâncărurile cu carne. Abstinența este obligatorie de asemenea în toate vinerile din postul mare. Programul Sfintelor Liturghii de Miercuri va fi ca în timpul săptămânii, dimineața la 6:30 și 7:30 și seara la orele 18, la ora 18. La fiecare liturghie va fi impus pe capetele celor prezenți cenușa binecuvântată în semn de acceptare a chemării la convertire. Așadar începem timpul sfânt al postului mare, timp special, deosebit de convertire, de rugăciune și de post, jertfe, sacrificii, fapte bune. Sunt cele trei mari acțiuni specifice acestui timp liturgic, menit să ne pregătească sufletește pentru sărbătoarea Paștelui. În zilele de miercuri, vineri și duminică, înainte de liturghia de seară, se va celebra Calea Sfintei Cruci. La liturghiile de seară, din zilele de miercuri și vineri, vom avea ocazia să parcurgem un itinerariu de cunoaștere mai profundă a figurii actualului Sfânt Părinte Papa Francisc. Va fi o ocazie potrivită de a ne pregăti sufletește atât pentru sărbătoarea Paștelui, cât și pentru momentul deosebit al vizitei Sfântului Părinte, vizită pe care cu toții, cred, o așteptăm cu multă emoție și entuziasm. În timpul postului, adorația euharistică de vinerea se va celebra în zilele de joi, înainte de liturghia de seară. Și pentru că a venit timpul, joia aceasta, după Sfânta Liturghie, tinerii ne provoacă, ne invită la adorația euharistică lunară
pregătită și susținută de ei. Iar sâmbătă 16 martie, așadar nu sâmbătă aceasta, ci cealaltă, așa cum am anunțat deja, la ora 7:30 seara, va avea loc aici în catedrală un concert de binefacere la inițiativa colectivului de medici a Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași. Orchestra Filarmonicii Ieșene va interpreta pentru cei prezenți faimosul Requiem de Mozart. Vă dorim să aveți o duminică binecuvântată și un timp al postului mare plin de roade spirituale. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Este numele Domnului. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.